Vești bune pentru Delfinariul Constanța, vă pregătiți de o extindere și această extindere este din ce în ce mai aproape. Care este stadiul acestui proiect? Este un proiect care a plecat dintr-o temă de proiectare transmisă domnului președinte al Consiliului Județean Constanța. A acceptat-o, a găsit finanțare la Ministerul Turismului și în felul acesta domnul ministru Dobre, pe vremea respectivă, a fost cel care a și îi mulțumim pe această cale care a găsit soluția de finanțare. Consiliul Județean Constanța contribuie cu o parte din bani, cu aproape jumătate de milion de euro, totalul fiind de 5 milioane de euro, și care constă în extinderea delfinariului, sistemului de bazine de la delfinariu. Clădirea rămâne aceeași. Locul pentru vizitatori este același. Însă, în spatele delfinariului, acolo unde este acum o zonă anexă, o zonă de depozite, o zonă care nu a suferit investiții, fiindcă urmăream să extindem delfinariul de ani de zile, se vor construi un sistem de bazine conectat cu acesta și care va tripla suprafața de luciu de apă, suprafața de apă și va quadrupla volumul de apă. În felul acesta vom ajunge să întâmpinăm cele mai drastice viitoare condiții naționale și internaționale vis-a-vis de spațiu minim pentru a deține sub control uman delfini. În felul acesta veți avea spațiu și pentru mai mulți delfini? Asta vreau să spun, că vom avea spațiu să ținem o familie mai mare. Aceste animale sunt gregare, sunt animale de grup și se simt mai bine într-o echipă lărgită, 5-6 indivizi. Asta este recomandarea pe care o au dat-o forurile europene și specialiștii în materie. În consecință, o vom putea urma în momentul în care vom avea un volum mai mare de apă. Ce se întâmplă cu fostul bazin de iarnă al delfinilor și al leilor de mare? Bazinul de iarnă, din păcate, nu va mai adăposti anul ăsta lei de mare, întrucât va trebui să fie pregătit ca bazin de rezervă în situația în care vom începe construcția chiar din vara asta. Nu știm cât va mai dura la Consiliul Județean, că acolo se face, derulează direcția de proiecte, derulează această achiziție. Cert e că, din cunoștințele noastre, deja sunt într-o stare destul de finală, deja se caută un diriginte, sunt lucrurile destul de avansate și, în consecință, dacă se începe și dacă se va prezenta un constructor să înmânăm tot sistemul de bazine pentru a putea începe în 24 de luni, termenul este foarte scurt, 2 ani, să poată realiza bazinele și să le conecteze, va exista o perioadă în care delfinii noștri vor fi mutați în acest bazin de rezervă, bazinul ce a fost de iarnă. Mai mulți delfini înseamnă bani cheltuiți în plus, dar și mai multe posibile evenimente. Ce ar însemna pentru delfinariu acest lucru, o familie lărgită de delfini? În primul rând, ar însemna o imagine mai bună a noastră vis-a-vis de efortul de bunăstare, de a le asigura o stare de bunăstare, o stare bună delfinilor. În al doilea rând, vom avea mai mulți vizitatori, fiindcă vom putea ține mai multe reprezentații. În același timp, însă, vom putea face și pui. Vom avea bazine de cantonare, bazine de separare, în care vom putea pune o mamă care naște. În consecință, vom putea ajunge într-o situație mai bună din punct de vedere al urmăririi calității vieții cetățeilor, decât și acum suntem bine, dar totdeauna este loc de mai bine.